ale școlii, cu care umblam în toate părțile locale de acolo. Făceam cursurile de istorie, dacă erau locuri unde au fost bătălii în trecut, în Evul Mediu chiar. Se vedea la fața locului. De exemplu, să am însegetuză acolo, ne-a plimbat pe toate locurile, nu numai ca o plimbare de turism. În fiecare loc se va explica ceva ce s-a întâmplat, de ce casa aia, așa, și așa mai pe dincolo. În altă dată am fost la Petroșan, cum am trecut acum pe acolo, tot cu toți băieții noștri și am intrat în Romină, în Cărbune. Cu liftul până jos, ne-am tărut pe jos, acolo se fac cum se ține pe lucrurile. Maestatea sa era o fire foarte, foarte caldă și dreaptă, totuși. Și eu pot să spun, cum am mai spus de mai multe ori, că era și este un om foarte inteligent. Eu eram în vacanțe vara la tata, la Roma, și mi-a sunat să viu la Florența. Și am venit la Florența și am stat acolo cu regina mamă, care era o ființă fantastică, extraordinară. Și ne plimbam pe insulă cu bicicletele și mi-aduc aminte că odată dânsul avea, maestatea sa avea o bicicletă și eu alta bărbătească, de asta cu bar. Și el a luat-o pe mama lui pe bară și eu am luat-o pe sora mamei lui, pe Irina a Grecii, și am făcut un tur așa. Eram terorizat că dacă aș fi căzut, vă închipuiți ce se întâmpla. La aproape 19 ani, a redevenit rege și mareșal al armatei române. La 23 august 1944, când hotărăște întoarcerea armelor de partea aliaților, avea 22 de ani. Gestul său a scurtat războiul cu 6 luni și a salvat sute de mii de vieți omenești. Este singurul șef de stat în viață care a condus o țară participantă la cel de-al doilea război mondial. I-a întâlnit pe Hitler și pe Mussolini, pe Truman și pe Churchill. A fost decorat și de Uniunea Sovietică și de Statele Unite ale Americii în același timp. As I say, known him for a long time. He's one of those remarkable people who can remain calm and collected in all circumstances. And I've always so admired his statesmanlike qualities and his patience and his understanding about other people, and also I think his endurance and fortitude, for when you think what he's had to go through throughout his life, and it always seemed to me that it must have been the most appallingly traumatic period when he had to leave his own country so young in the face of these impossible circumstances, and then live abroad for the rest of his life. And so for somebody so patient and so remarkable, I think it's wonderful that things have come full circle and he's now able to return to Romania at different times of the year and to be there and to return to his own homeland.
And I can imagine the appalling, heartbreaking nature of being separated from the place and the country you love and from the people that he, I know, loved so much. So it's wonderful that he's able to return. La Clarence House, palatul reședință al alteței sale regale, prințul de Wales, pulsează timpurile mari ale istoriei. Între ele, un timp al istoriei noastre. Bunica regelui Mihai, regina Maria, a trăit aici până la vârsta de 17 ani. Mi-aduc foarte bine aminte când am cunoscut prima dată pe Majestatea sa regele. A fost la New York acum vreo 12 ani, cred că era în 94. O cunoscusem în prealabil pe Alteța sa, Principesa Margarita, și începusem să lucrez cu ea relativ puțin în acea perioadă în ceea ce privește operele sale de caritate. Și pe urmă am avut mare onoare și plăcere de a fi invitat la o recepție de către familia Forbes, bineînțeles una dintre familiile proeminente din New York. Au dat o recepție în onoarea majestăților lor și am avut și eu plăcerea și onoarea de a fi invitat. Și acolo a fost prima dată când l-am cunoscut pe majestatea sa, regele Mihai. Eram, bineînțeles, foarte emoționat. A fost un moment deosebit pentru mine. După cum vedeți bine, îl țin minte și astăzi, foarte, în toate detaliile. Clădirea în care se află Muzeul Forbes este o clădire foarte frumoasă, în care sunt câteva muzee la parter. Unul dintre muzee este dedicat ouălor Fabergé și cealaltă parte a muzeului sunt soldați de plumb, o colecție faimoasă de soldați de plumb. Și în timp ce mă plimbam printre soldații de plumb, m-am întâlnit cu majestatea sa, care vizita și el acolo, și la un moment dat am fost numai noi doi împreună. Și ăla a fost momentul în care ne-am cunoscut într-adevăr. A fost un moment de mare emoție. Am această mare bucurie de a descoperi personalitatea majestății sale. Nu este o personalitate care se revelează în primul moment. Probabil că primele momente în care cineva are onoarea de a-l cunoaște pe rege sunt momente în care majestatea sa apare oarecum retras și timid. După cum știți foarte bine, are o personalitate oarecum circumspectă și nu vorbește foarte mult. Însă bucuria de a-l cunoaște prin asta devine și mai mare, pentru că este un proces de descoperire care ia loc încet încet. Însă bucuriile sunt extraordinare, pentru că în spatele acestui aspect timid și tăcut, dacă vreți, este o persoană extrem de bogată din punct de vedere spiritual, o persoană care, bineînțeles, emoția este extraordinară să auzi direct din gura majestății sale istoria României, deci este o extraordinară descoperire. Și pe de altă parte este și descoperirea unei personalități foarte calde, cu simțul umorului, foarte apropiat de oameni, foarte modest în anumite privințe. Deci este o mare bucurie, pentru că este o descoperire care are loc în mod gradual. Je me rappelle toujours de les vacances qu'on a eues ensemble pendant l'été, quand on est allé à Saint-Tropez ensemble en famille. Et la chose que je me rappelle le plus quand j'étais toute petite, c'était que mon père m'a appris à nager. Et je me rappelle que
après des heures d'essayer de nous faire nager comme il faut, enfin, j'ai réalisé, j'ai pu le faire. Et j'étais tellement heureux. Et puis le sourire sur le visage de mon père, je n'oublierai jamais, parce qu'il était tellement fier que j'ai appris à nager comme il faut. Ça, c'était un des moments qui est resté dans mon enfance. Et je dois dire simplement que j'ai énormément de respect pour mon père. Et je trouve qu'il est une personne extraordinaire. Et il nous a montré, nous tous comme enfants et comme adultes, qu'il faut vraiment penser toujours aux autres, il faut servir notre pays. Ce que lui, il a fait, il continue de faire. Et que nous aussi, en filles, on sert notre pays. On aime beaucoup la Roumanie. Et mon père, toutes les années qu'il a passées en Suisse, il a toujours parlé de la Roumanie. C'est chez moi. Et un jour, je vais rentrer chez moi. Et cela m'a beaucoup touchée. Et je suis tellement reconnaissante à mon père de nous montrer ce sentiment. Parce que la Roumanie était toujours très vif dans notre esprit. Et souvent, j'ai voulu vraiment savoir mon père, peut-être pas comme mon père, parce que là, j'aurais pu voir et reconnaître une personne très sensible, très chaleureuse et très spirituelle. Et lui aussi, il m'a montré que Dieu peut toujours être dans la vie, dans sa vie. Quand j'avais 18 ans, j'étais en Australie, et c'était là pour la première fois que j'ai rencontré beaucoup de Roumains. Et là, j'ai vu aussi ce que mon père était pour le pays, Et que là, j'ai vu pour la première fois que j'avais cette responsabilité vers la Roumanie, vers ma famille. A fost mereu prezent în viața mea de când sunt mică, când am fost mică, dar a fost o prezență care a tăcut. Nu vorbea prea mult când am fost copil, pentru că a fost atât de trist că nu mai poate să vină în România și pentru suferințele țării. Dar mai târziu s-a revenit puțin și ne-a condus la școală. Și am fost foarte mândră că mi-a condus în mașina lui și așa mai departe. Și când am avut o mașină a mea, el este foarte specializat în mecanică. Deci niciodată am mers la garaj pentru că el m-a aranjat mașina. Deci asta sunt. Și a fost este o persoană foarte justă. Și n-am putut niciodată să minte că el a știut imediat și m-a învățat să nu mint. și cred că mai târziu am înțeles o altă dimensiune, că el este și un om de stat și un om care a condus o țară și un om care a suferit pentru țara asta și care avea în inima lui numai dragostea pentru România. Și asta mi-a învățat mult în viața mea să am și eu această dragoste, grație lui. Și cel care am înțeles mai târziu că este un mare democrat, un om și modern, pentru că este tot timpul, e incredibil cum spiritul lui este tânăr și l-admir mult pentru, de exemplu, ce a făcut în timpul războiului când a făcut această grevă regală. Asta a fost mare curaj. Și este un om european, prin ființa lui. Pour nous, ça veut dire qu'on rajeunit pas.
que maintenant que mon mari aura 85 ans,